Binecuvântat să fie Domnul că s-a terminat și vara. Unii zâmbiți. Dar mai sunt minuni. S-a terminat vara. S-au terminat concediile. S-a terminat vremea frumoasă. Și urmează noul sezon extraordinar. Trafic extraordinar prin orașul nostru. Școala a început, cineva zice aici, urmează facturile de iarnă. Extraordinar, senzație va fi sezonul acesta. Dar noi ne bucurăm, nu-i așa? Pentru că slujim unui Dumnezeu bun, care este cu noi, care ne va purta de grijă. Amin? Amin, 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 amin. Dar ce să facem noi sezonul acesta nou? Că dacă tot începe un sezon nou în care ne remotivăm, ne repornim motoarele, ne readaptăm, venim cu energie nouă, ok, gata, vara a trecut. Ce ar trebui să facem? Și întrebarea aceasta ar fi important să ne pune mai ales noi ca și ucenici a Domnului Iisus Hristos, nu? Data trecută, dacă vă aduceți aminte, vorbeam despre o persoană destul de interesantă. Mai țineți minte despre cine am discutat? Vă mai aduceți aminte? Despre cine am discutat data trecută? Unii scot telefonul să vadă notițele ce. Dacă nu vă mai aduceți aminte, vă amintesc eu. Am discutat despre evanghelistul Marcu. Mai țineți minte? Tânărul acela cu o viață foarte interesantă, cu o viață în care a avut parte de multe privilegii, de oportunități. Vă mai duceți aminte? Dar care eșuează, care o dă în bară, dar îi se oferă nouă oportunitate și viața lui Marcu se schimbă radical. Mai țineți minte, vă mai duceți aminte? Ei, știu că vi-a plăcut să călătoriți un pic prin viața lui Marcu, să aflați detalii picante, să aflați cu ce mașină călătoria Marcu, în ce vilă pe malul mării trăia Marcu și așa mai departe. Astăzi aș vrea să ne uităm, dacă tot ne-am uitat la viața lui, astăzi aș vrea să ne uităm puțin la Evanghelia pe care el o scrie. Și aș vrea să citim un text chiar din primul capitol al Evangheliei lui Marcu. Și aș vrea să învățăm câte ceva din ceea ce scrie el în acest text. Marcu, capitolul 1, începem de la versetul 21 până la 39. Și aș vrea să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu, da? S-au dus la Capernaum. Cine? Iisus împreună cu ucenicii. Și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileei. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon, adică lui Petru, zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au dus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au zis: toți te caută. El le-a răspuns:
haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea și scotea dragi. Amin. Un text foarte interesant, nu-i așa? Și întrebarea este, ce vrea să ne învețe Marcu din acest text? Oare de ce scrie Marcu textul acesta? Și trebuie să înțelegem un lucru, dragii mei, că atunci când evangheliștii au scris aceste evanghelii, intenția lor n-a fost numai să ne spună câteva povestioare despre Isus și despre ucenici, nu. Evangheliștii au avut niște scopuri foarte clare când au scris evanghelii. Ei au vrut să transmită un mesaj foarte clar. De exemplu, când Ioan scrie Evanghelia lui, el se adresează unor evrei, da? Și în această Evanghelie, el încearcă să-i convingă pe acei evrei că Iisus Hristos este adevăratul Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, cum își încheie el Evanghelia în 20:31. Zice, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi, audiența, să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și toate capitolele din Ioan, în toate vedem cum încearcă să-L prezinte pe Iisus Hristos ca adevăratul Mesia. Marcu se adresează unei biserici, unor oameni care treceau prin suferință. Ei s-au întors la Hristos și au început să fie persecutați. Și evident că mai fiecare dintre noi, nu-i așa, când trecem prin durere, când trecem prin suferință, când trecem prin probleme, avem o întrebare, nu-i așa? Care e întrebarea asta? Care e întrebarea? Cum? De ce, Doamne, de ce? Nu? Doamne, dar de ce trebuie? Și creștinii aceia se întrebau, Doamne, dar de ce? Adică noi, ai zis că vom avea viață în Tine și uite că noi ne-am întors la Tine și acum suntem persecutați pentru numele Tău și... Vine Marcu și prezintă Evanghelia lui și îl prezintă pe Hristos dintr-o altă lumină. Și dacă o să citiți Evanghelia după Marcu, o să vedeți că el îl prezintă pe Hristos ca și slujitorul care suferă. O să vedeți că permanent îl prezintă pe Hristos ca și Fiul lui Dumnezeu care merge pe drumul suferinței. Drumul lui este drumul crucii. Și în felul acesta... Creștinii care citesc Evanghelia lui Marcu sunt încurajați și zic, wow, dar dacă Fiul lui Dumnezeu care n-a avut niciun păcat, care a trăit o viață perfectă, a suferit, înseamnă că nu-i nicio problemă cu noi dacă suferim. Și sunt încurajați în credința lor. Da, deci iată că evangheliștii au niște scopuri clare, ei nu scriu doar de dragul de a scrie. Textul acesta vrea să ne învețe ceva, are un scop clar și... Ar fi frumos în dimineața aceasta să înțelegem și să învățăm. De ce Marcu scrie ceea ce scrie aici? Acum, ne întoarcem la text, da? Ce putem noi observa din textul acesta? În primul și în primul rând, nu știu câți dintre voi ați observat, dar toată acțiunea asta pe care am citit-o nu este altceva decât o zi din viața lui Iisus. V-ați prins? Ați urmărit textul cu atenție. E o zi din viața lui Iisus. Practic, în acest text, la începutul Evangheliei, Marcu spune, hai să vă prezint, haideți să vă arăt cum arăta o zi din viața Domnului Iisus. De ce vrea să facă lucrul acesta? Ba mai mult decât atât, textul acesta urmează imediat după ce Marcu spune că Iisus Hristos și-a chemat ucenicii, își face echipa de ucenici și pe urmă zice ucenicilor, no, haideți acum cu mine, veniți și urmați-mă și ucenicii îl urmează, da? Deci ucenicii sunt cu Domnul Iisus Hristos și Marcu vine și ne prezintă, da? Ce face Domnul Iisus Hristos? Ne arată ce vedeau ucenicii la Domnul Iisus Hristos. Dar de ce face lucrul acesta? Pentru ca să învățăm cum să oprește aparatul de cafea. Aparatul de cafea a fost pentru cei care vă... Marcu prezintă textul acesta ca să ne-l arate pe Hristos pentru că El este modelul nostru și
Să învățăm de la El, să învățăm ce a făcut Iisus, care sunt câteva din componentele esențiale ale misiunii lui Iisus, pentru ca fiecare ucenic al lui Iisus Hristos să trăiască la fel. Nu? Pentru că Scriptura ne învață că adevăratul ucenic, da? Un ucenic al lui Iisus Hristos trebuie să trăiască, nu spune Ioan, cei care rămân în Iisus Hristos trebuie să trăiască și ei cum a trăit Iisus. Amin? Și ca să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să știm cum a trăit El. Și asta face Marcu în textul acesta. Ne arată cum a trăit Iisus. Ne arată pe ce era El focalizat. Care erau câteva din componentele principale ale misiunii lui Iisus Hristos. Da? Pe de altă parte, îl prezintă pe Iisus Hristos ca având o autoritate unică, supremă. Ați văzut când am citit, El propovăduiește Evanghelia și ce se întâmplă când propovăduiește Evanghelia? Oamenii suimiți, nu? El poruncește duhurilor să iasă și duhurile se supun și îl ascultă. El vindecă bolnavii și ei sunt vindecați de orice boală. Iisus are autoritate unică și cu alte cuvinte Marcu zice, hei, noi ca și ucenici, noi umblăm în aceeași autoritate, în autoritatea lui Iisus Hristos. Așa că fiți super entuziasmați, fiți super bucuroși, amin? Că vi s-a dat aceeași autoritate care a fost dată lui Iisus Hristos, adică și voi puteți face lucrurile pe care le-ați văzut în Iisus Hristos. Amin? Amin. Dar ce-a făcut Iisus Hristos? Haideți să vedem. Pe ce se focalizează Domnul Iisus Hristos? Trei lucruri foarte importante pe care le vedem în viața Domnului Iisus Hristos. Într-o zi din viața lui Iisus. Primul lucru pe care îl vedem la Domnul Iisus Hristos este că El propovăduia Evanghelia. El le spunea altora vestea bună. Spune, nu, textul că ajunge în Capernaum, intră în sinagogă și predică Evanghelia. Și oamenii sunt înmărmuriți, oamenii sunt șocați de învățătura lui și parcă nu e așa, te gândești, mă, oare ce le-o fi zis? Oare ce predicătare o fi avut Iisus de oamenii ăia au rămas așa cu gura căscată și au zis, wow, no, asta da predică, asta da învățătură. Dar Marcu nu ne spune și nu ne prezintă ce le-a spus Iisus oamenilor prezenți. De ce? Pentru că intenția lui Marcu nu este să ne spună predica Domnului Iisus Hristos, ci să ne-l prezinte pe Hristos ca și un învățător, ca și o persoană care era preocupată de a învăța pe alții vestea bună. Marcu spune la începutul epistolei, adică în versetul 15, prezintă cumva învățătura principală a Domnului Iisus Hristos legat de Evanghelie. Nu? Versetul 15 zice așa, Iisus Hristos propovădea următorul lucru. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ăsta era mesajul pe care Iisus Hristos îl transmitea altora. Dar dacă ne uităm în Evanghelia după Marcu, o veți vedea că Marcu folosește de 16 ori, de 16 ori verbul a învăța și de 11 ori substantivul de învățător. Adică de 27 de ori Marcu se referă la Iisus Hristos ca și un învățător, ca și o persoană care propovăduia Evanghelia. Da? Iată că propovăduirea era un aspect foarte important al lucrării lui Iisus. Și ar trebui să fie un aspect foarte important în viața cui? A ucenicilor. Ești tu focalizat în a propovădui Evanghelia, în a spune altora despre împărăție, despre El? Sau îți place doar să consumi Evanghelia, să ți se predice? Să auzi predici bune, învățătură multă, să te îngrași spiritual și atât. Iisus Hristos învăța pe alții, le spunea altora vestea bună. Și ăsta e un aspect pe care trebuie să-l înțelegem despre Domnul Iisus Hristos ca să-l întrupăm și noi în viața noastră. Un principiu fundamental. Suntem chemați să propovăduim Evanghelia. Asta a făcut Iisus, asta suntem chemați și noi să facem în al doilea rând. În al doilea rând, dragilor.
suntem chemați să propovăduim Evanghelia în orice loc. Să știți că Iisus Hristos n-a propovăduit Evanghelia doar în sinagogă. În situația aceasta, Iisus Hristos intră în sinagogă și propovăduiește Evanghelia acolo. Dar mai pe urmă, nu cum se termină textul pe care l-am citit. Ce le spune Domnul Iisus Hristos? Haideți să mergem și în alte sate, să propovăduiesc Evanghelia pe ulițele satelor, pe străzile orașelor. Iisus Hristos propovăduiește Evanghelia pe munte și în câmpie, în intimitate cu ucenicii. Oriunde era Iisus Hristos, învăța pe oameni Evanghelia. Da? Foarte important, adică nu vorbim despre Evanghelie doar când suntem la biserică. Dimpotrivă, Iisus Hristos ne cheamă să propovăduim Evanghelia la locul de muncă, să-i spui șefului, șeful, vreau să te învăț un principiu extraordinar care te poate ajuta în business. Ce principiu? Uite un principiu pe care l-am învățat din Scriptură. Un principiu pe care m-a învățat Domnul Iisus. Faci lucrul ăsta. Îndrăznești să faci lucrul ăsta sau te gândești, Domnule, ăsta mă dă afară, mă concediază. Suntem chemați să propovădim Evanghelia la școală, să le spunem altora despre ce e bine, ce e rău, care sunt principiile, care sunt valorile împărăției. Da, oriunde am fi, oriunde am fi. Al doilea principiu, a doua preocupare a Domnului Iisus Hristos, dacă asta ți s-a părut grea, și ai zis, Doamne, cum să propovăduiesc Evanghelia? Stai să vezi ce face Domnul Iisus în continuare. Știți care e o altă preocupare a Domnului Iisus Hristos? Să lupte împotriva lui Satan și a puterilor întunericului. Slăvit să fie El, pentru că ne cheamă să facem același lucru. Și zâmbiți așa. Ce zice textul pe care l-am citit? Acolo în sinagogă se afla un îndrăcit și Domnul Iisus Hristos a trecut pe lângă el. Nu? Și l-a lăsat în amarul lui. Și l-a lăsat în durerea lui și a zis, ioi, Doamne ferește, eu nu mă pot atinge de tine. Că cine știe ce mi se poate întâmpla? Știți cine făceau asta? Iudaismul. Cărturarii și farisei, faptul că erau atât de mulți oameni neputincioși, îndrăciți, era un semnal de alarmă la adresa iudaismului. Hei, ați devenit doar o religie, fără putere, fără viață. Asta face omul religios. Manifest o formă de evlavie, dar fără putere. Iisus Hristos vede un îndrăcit, se duce la îndrăcitul acela, îi poruncește Duhului să iasă afară din om. Duhul se supune, ascultă și ies afară. Și omul acela pleacă acasă restaurat, pleacă acasă eliberat. Dumnezeu ne cheamă și ne oferă un model în Iisus Hristos la același lucru. Să luptăm împotriva lui Satan și a lucrărilor lui și a puterilor întunericului. Domnul Iisus Hristos spune în felul următor. Spune Ioan despre Domnul Iisus, în 1 Ioan 3,8, zice, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările lui Satan, lucrările diavolului. Și noi, ca și ucenicii lui, suntem chemați să contribuim și noi la acest lucru. Amin? Observați că și Duhul, care era în acel om din sinagogă, recunoaște scopul lucrării lui Iisus. Ce-i zice Duhul lui Iisus? Ce-i zice Duhul? Zice, ai venit să ne pierzi. Știa deja Duhul deznodământul. Își știa deja cam ce se va întâmpla cu el. Gata, e game over pentru mine. Că a venit Iisus. Cam asta ar trebui să fie atitudinea duhurilor și când copiii lui Dumnezeu se află într-un loc. Aoleu, a venit creștinul. A venit ucenicul lui Iisus Hristos, aoleu, suntem în pericol. De ce? Pentru că ucenicul ăla aduce împărăția lui Hristos, o aduce aici. Asta suntem chemați să facem. Asta suntem chemați să facem. Și există un lucru extraordinar, extraordinar. Vedeți, dragii mei, autoritatea pe care o are Hristos îi conferă victoria.
Duhul acela, demonul acela, n-are niciun cuvânt împotriva lui Isus. Când Isus îi spune taci și ieși afară, nu? Ce se întâmplă? Ce face Duhul? Comentează cu Isus? Nu comentează! Spune, a ieșit, a scos un strigăt puternic, l-a scuturat pe om și s-a supus și oamenii care erau acolo văd lucrul acesta și ei rămân foarte șocați, nu? Pentru că spun, domnule, cine este acesta? În versetul 27, nu? Zice, cine este acesta? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. El îl ascultă. Și în autoritatea aceasta suntem și noi chemați să pășim în autoritatea lui Isus. De aia ucenicii sunt foarte încântați, dragilor, când îi trimite Domnul Isus Hristos. Le-a dat putere, autoritate și i-a trimis. Și ce fac ei? Ei se întorc înapoi, cum? Plin de bucurie. Și ce zic lui Isus? Wow, ce experiență am avut, Doamne! Stai să-ți povestesc! Doamne, fai, să vezi cum era unul, da? Dădea dracu cu el de pământ, de, vai, n-ai văzut. Și celălalt a zis, bă, prima dată stătea nemișcată femeia. Și când m-am, bă, când o... Și tot felul de experiențe care... Și știți ce spuneau ucenicii? Doamne, numele Tău, chiar și dracii ne sunt supuși. Fai, ce experiență extraordinară! Și Iisus Hristos se uita la el și zicea, mă, dacă asta vi se pare vouă o chestie tare, stai să vedeți numai. Stai să vedeți. Nu? Duhurile erau supuse în numele lui Isus. Tu ești reprezentantul lui Isus Hristos pe acest pământ, amin? Crezi lucrul acesta. Și Hristos te trimite cu puterea și autoritatea Lui să duci împărăția în lumea aceasta, amin? Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu în sezonul acesta care tocmai a început. Să ducem împărăția Lui. Să ducem libertate oamenilor care sunt plini de legături și în viața lor sunt legături și tot felul de lucrări ale celui rău, active și îi chinuie pe oameni și îi țin acolo sub opresiune, sub blocaje grele, sub tot felul de întărituri la nivelul minții și Dumnezeu ne trimite pe noi, hei, mergeți și slujiți-le oamenilor. A treia focalizarea lui Isus, al treilea element din misiunea lui Isus. Știți care este? Grija pentru nevoile oamenilor. Spune că după ce au ieșit din sinagogă, s-au dus în casa lui Simon Petru. Da? S-a dus acolo și zice, când a venit Isus Hristos, când a intrat în casă, zice, îndată ce au făcut oamenii din casa aia? I-au spus ce? Despre soacra lui. Hei, avem pe cineva bolnav. Și ce a făcut Iisus? Bă, acum sunt prea obosit, acum trebuie să mănânc, acum trebuie să mă odihnesc. Iisus Hristos zice, s-a dus, a luat-o de mână și a vindecat-o. A vindecat-o. Era acolo o persoană care avea o nevoie, care avea o problemă și Hristos se îngrijește de nevoile oamenilor. Amin? Și Hristos ne cheamă pe noi să ne îngrijim de nevoile celor din jurul nostru. Nevoi fizice, nevoi emoționale. Amin? Amin. Dar poate că zici, bine acum, dar au făcut-o la îndrăcitul ăla, că acum s-o lovit de el, s-o împiedicat de el acolo în sinagogă, n-aveai ce să faci. Și dacă l-au chemat oamenii în casa soacrei lui Petru, acum chiar să nu te atingi de ea, chiar să nu o ajuți, era chiar o lipsă de respect, nu ai putea zice. Deci au fost cumva două situații așa unice, putem noi trage un astfel de principiu? Că la asta suntem noi chemați, dar fiți atenți ce continuă textul. Știți ce spune mai departe textul? Zice că după apusul soarelui, zice, i-au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții.
pe toți bolnavii și îndrățiții și cei Hristos i-a vindecat pe mulți și a scos mulți draci. Pentru că focalizarea lui Iisus Hristos este să distrugă lucrările celui rău, să se împotrivească lui Satan. Lucrarea lui Iisus Hristos este să se îngrijească de nevoile oamenilor, lui pasă de oameni. Ori unde se află Iisus Hristos, el se îngrijește de nevoile oamenilor. Când Domnul Iisus Hristos le predică Evanghelia, se uită la oameni, se făcuse deja seară, se uită la oamenii ăștia și știți ce spune Iisus Hristos? Știți ce le spune ucenicilor? Zice, dați-le să mănânce. Oamenii ăștia au nevoie să mănânce. Oamenii ăștia sunt departe de casă, le este foame, e penserate, nu se mai pot întoarce acasă, dați-le să mănânce și hrănește peste 5.000 de oameni. Hristos este preocupat de nevoile oamenilor și noi, ca și ucenicii lui, suntem chemați să ne preocupăm de nevoile celor din jurul nostru, amin? Așa să ne ajute Dumnezeu, amin? Dragilor, ce faci în sezonul care stă înainte? Care va fi focalizarea ta? Care va fi focalizarea ta? Nu vreau să țin, vreau să ne apropiem de încheiere. Important să învățăm aceste lucruri și aș vrea să avem un moment în care îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Aș vrea acum, cred că e un moment potrivit pentru fiecare dintre noi să ne facem o analiză. Care sunt planurile pe care ți le-ai făcut tu pentru noul sezon? Gândește-te. Care sunt planurile? Se intersectează cu ceea ce am văzut în viața lui Iisus Hristos? Care e focalizarea noastră? Ți-ai propus să propovăduiești Evanghelia, să le spui altora vestea bună? Îți dorești lucrul ăsta din tot sufletul pentru că știi că și Iisus a făcut asta și tu vrei să trăiești ca și Iisus? Ți-ai propus lucrul acesta? Ți-ai propus să lupți împotriva puterilor întunericului și cu autoritatea pe care Hristos ți-a dat-o să distrugi lucrarea celui rău? Ți-ai propus să te îngrijești de cei din jurul tău sau ți-ai propus să aduni mai mult pentru tine în sezonul ăsta? Care-i focalizarea ta? Care-i direcția ta în viață? E un moment bun în care ar trebui să ne analizăm viața. E un moment bun în septembrie. Ce vrei de la viața aceasta? Cred că e momentul să luăm mai în serios viața noastră cu Hristos. Dacă ne uităm la în faptele apostolilor, vedem ucenicii care au fost cu Iisus. Ucenicii care au fost cu Iisus, știi ce fac? Exact aceleași lucruri pe care le-au văzut la Iisus. Ei se duc în fiecare zi și propovăduiau oamenilor Evanghelia mântuirii. Și ori pe unde mergeau, luptau împotriva lui Satan, a lucrărilor lui și eliberau oameni și porunceau duhurilor să plece și ele ascultau și se supuneau și aveau grijă de oameni, se îngrijeau de nevoile oamenilor. Vede pe ologul ăla nenorocit acolo la poarta templului și zice, numele lui Iisus, ridică-te și umblă. Vedem în viața ucenicilor, ucenicii au înțeles ce a făcut Iisus, Domnul lor, și au preluat stilul ăla de viață. Domnul Iisus Hristos ne vorbește în această dimineață și zice, hei, dacă vrei să fii ucenicul meu, ce trebuie să faci? Să te lepezi de tine, să-ți iei crucea în fiecare zi, crucea lui, și să îl urmezi. Ești dispus să faci asta? Ești dispus să faci asta? Cred că este momentul să luăm mai în serios Evanghelia.
cred că este timpul să luăm mai în serios apologetica. Știți că oamenii sunt așa de dezorientați în jurul nostru, au nevoie de un răspuns pentru viața lor. Trăim într-o lume care suntem bombardați cu tot felul de ideologii, cu tot felul de filozofii. Care e răspunsul nostru ca biserică? Care e răspunsul nostru ca și creștini? Trăim într-o lume a materialismului și oamenii suferă din cauza asta. O lume a consumerismului. Care e răspunsul tău? Care e răspunsul nostru ca și biserică? Ce avem să le spunem? Hei, există o alternativă? Poți să le prezinți alternativa? Să poți să-i spui omului, hei, știi că poți să fii fericit și dacă n-ai ultimul model de telefon? Dar care e fericirea aia? Mai mare decât chestia asta. Pentru că asta mi se spune mie în fiecare zi, că trebuie să ai ca să fii fericit. Care e răspunsul tău? Trăim într-o lume postmodernă unde ni se spune, da, omule, nu există adevăr absolut. Nu există adevăr absolut. Orice crezi tu e bine și nimeni nu poate să spună ce e bine și ce e rău. Dacă pentru tine e bine chestia asta, e super. Să nu spună nimeni ce e bine și ce... Care e răspunsul nostru? Nu-i de mirare că oamenii sunt în derivă totală, că nu mai știu ce e bine și ce e rău. Și noi ca oameni avem nevoie de un ghid, avem nevoie de un adevăr după care să ne ghidăm în viață. Și Hristos ne trimite pe noi, hei, mergeți și duceți oamenilor adevărul. Pentru ca oamenii să-L cunoască și să fie, cum? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face, cum? Liberi. E timpul. Ce îi spui copilului tău? Care vine de la școală și te întreabă, mami, dar am o colegă care îi place de cealaltă colegă. Ce îi spui? Ai măcar ce să-i spui. Asta e lumea în care trăim, dragilor. Trăim într-o lume a pluralismului. Domnule, dar e ok să fie toată lumea pe pace, pe bine, că toți ne rugăm în cele din urmă aceleași Dumnezeu, numai că unii spun Allah, unii îl numesc Buddha, alții îl numesc Yahweh, dar mă, tot un Dumnezeu, nu? Hai că să dăm mâna cu toții în horă, că toate căile duc spre Roma, nu? Nu e adevărat. Ce spui? Care e răspunsul tău? Trebuie să ne gândim, dragilor. Spune Petru, zice, noi trebuie să fim pregătiți să dăm socoteală pentru credința noastră. Ești pregătit? Ești pregătit să dai socoteală pentru credința ta? Trăim într-o lume în care suntem înconjurați de suferință și oamenii te întreabă, dacă Dumnezeu e plin de dragoste, de ce există atâta suferință? Și mai ales, de ce există atâta suferință în viața mea? Ce îi spui? Ce îi spui? Dumnezeu ne cheamă să luptăm împotriva puterilor demonice care influențează și conduc această lume. Suntem noi oameni gata să mergem în autoritatea lui Iisus Hristos și să facem lucrul acesta? Sau vom trăi în frică? Și vom zice, bă, nu ne băgăm în războiul ăsta spiritual, că nu știm. Mai bine stai pe bancă, că atunci nu te atacă cel rău. Ba, vreau să-ți dau o veste tristă, vreau să-ți dau. Dacă faci chestia asta, ești deja macholt, cum zic românii. N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Asta vrea să te facă Satan să crezi că e mai bine pentru tine să stai acolo ca un loser, ca o epavă și să nu îndrăznești nimic, să nu cumva să faci un pas. Mai bine să stai acolo ca un om pierdut, să-ți îngropi talentul,
pune-l acolo în pământ ca să nu se întâmple ceva cu el, ca să nu trebuiască să dai socoteală de el. Stai acolo, cu minte în banca ta că e ok. Doar vii la biserică, doar mai dai și e ok, nu te stresa așa. Asta vrea Satan să crezi. Dar nu e ok. Nu e ok. Nu la asta ne cheamă Hristos. Nu la asta ne cheamă Hristos. Dragii mei, suntem înconjurați în lumea noastră de atâta injustiție, de atâta corupție. Asta e lucrarea celui rău și Hristos ne cheamă pe noi să fim lumini în societatea noastră. Îmi spunea o mamă plină de durere. Zice, mi-am pierdut fetița pentru că sunt prea săracă. Era o femeie care locuia într-o casă abandonată pe stradă și fetița ei s-a îmbolnăvit. S-a dus cu ea la spital și doctorul i-a cerut 500 de euro ca să opereze. I-a spus, zice, eu locuiesc pe stradă, n-am de unde să-ți dau banii ăștia. A refuzat să opereze. Situația fetiței s-a înrăutățit până când au dus-o la urgență și fiind caz de urgență, nu au avut ce face, a trebuit să opereze. Au operat-o și au trimis-o acasă. Și fetița se simțea tot mai rău. S-a dus la spital, i-a spus doctorului, asta se întâmplă cu fetița, a, nu te stresa, după operație, normal să se simte rău fetița. Că a avut o operație serioasă, s-a dus mama acasă, fetița tot mai rău, febră tot mai mare. Până când i-a dat jos pansamentul și a văzut că operația era infectată, i-a păruseră deja viermișori pe rană. Au dus-o de urgență la spital, i-au curățat rana, era prea mare deja infecția, au băgat-o în incubator și spune mama asta, plângând, îmi spune, zice, au venit la mine și mi-au spus următorul lucru, știți că ne costă prea mult să o ținem în viață pe fiica dumneavoastră. Ar fi mai bine să oprim aparatele, pentru că și așa starea fiicei dumneavoastră e gravă. Și spunea ea, zice, doar pentru că n-am bani, fiica mea n-are dreptul să trăiască, ca și alți copii. Asta e lumea în care trăim. Asta e lucrarea celui rău și Hristos ne-a pus pe noi aici să strălucim, să fim sare și lumină, să vadă lumea un alt fel de a fi, un alt mod de a trăi. Ce facem noi? Care e prioritatea ta în sezonul acesta? Gândește-te. Îmi spune o tânără, zice, e așa de greu la școală să fii straight, să fii normală. Și dacă ești normal, și dacă spui, domnule, eu sunt normal în orientarea mea sexuală, ți se spune, hei, dar totuși trebuie să încerci. Că dacă cumva îți dai seama că ești pe invers, dacă nu încerci, nu poți să-ți dai seama și să pune așa mare presiune. Ce facem noi ca biserică, dragilor? Ce facem noi ca biserică? Ce faci tu ca și creștin? V-am mai spus lucrul ăsta. Dacă n-am mai exista, ar simți societatea asta lipsa noastră? Ar plânge după noi? Ar spune cineva, ne e dor de biserica Beta Adonai. Când era biserica Beta Adonai, orașul ăsta arăta diferit. Când erau creștinii ăia, ei erau niște oameni care influențau, care transformau, care impactau. Sau nici măcar n-ar sesiza lumea. Bă, nu mai există biserica Beta Adonai. Cine a fost aia? Ar trebui să ne gândim la lucrurile acestea, dragilor. Ne cheamă Hristos să ne ocupăm de nevoile celor din jurul nostru. Am preluat și noi modelul lumii. Suntem așa de focalizați pe noi înșine, pe viața noastră, pe cariera noastră, pe progresul nostru, încât uităm de cei din jurul nostru. Și sunt așa de multe mâini întinse și nu-i nimeni cine să le ofere un sprijin și un ajutor. Spunea o mamă, zice, n-ai ceva de mâncare să dau copiilor mei. De 3 zile le-am dat copiilor apă cu zahăr. În Oradea, vreau să vă spun. În Oradea.
Majoritatea dintre cei care suntem prezenți aici, dacă mergem acasă, sunt convins că avem ceva în frigider, nu? Poate deja vă și gândiți, mamă, abia aștept leveșul ăla. Ah, sau de fapt, avem aici masa plină în spate, deja. Dar sunt alții care n-au. Sunt alții care n-au. Și Hristos ne cheamă pe noi și ne trimite pe noi, hei, arătați-le dragostea mea celor care sunt în nevoie. Sunt atâția oameni care suferă, care sunt bolnavi. Când a fost ultima dată când ai vizitat pe cineva în spital? Când a fost ultima dată când ai bătut la ușa vecinului tău, hei, am văzut că nu te simți bine, ai nevoie de ceva. Poate să-ți cumpăr o pâine. Ai făcut lucrul acesta? Sau treci nepăsător, fugi, alergi, că tu ești prea ocupat. Hristos se îngrija de nevoile oamenilor. Și asta ne cheamă Hristos și pe noi să facem. Aș vrea să încheiem cu rugăciune, aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să închidem cu toții ochii și să ne gândim la lucrurile acestea. Și poate că e timpul să iei hotărâri noi. Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa cum am trăit până acum, ci vreau să trăiesc ca un om, ca un ucenic autentic al Tău. Vreau să fac și eu ceea ce ai făcut Tu. Vreau să le spun altora Evanghelia. Vreau să mă împotrivesc lui Satan și lucrărilor lui prin autoritate pe care Tu mi-ai dat-o. Vreau să fiu lumină și sare în Oradea, în orașul acesta. Vreau ca oamenii să Te vadă pe Tine în viața mea. Doamne, nu vreau să mai trăiesc pentru mine, vreau să trăiesc pentru Tine și să fiu mâna Ta și picioarele Tale pentru cei în nevoie. Vreau să pot să le arăți celor din jurul meu dragostea Ta prin mine. Dacă vrei lucrul ăsta, spune-i Domnului în dimineața aceasta, Doamne, aleg de astăzi să trăiesc în felul acesta, în felul Tău, să urmez calea Ta, să renunț la mine, să renunț la eu-ul meu, să-mi iau crucea și să Te urmez. Haideți să ne rugăm împreună.